Neața și bine ați venit la o nouă aventură alături de mine. Astăzi o să mergem la ski și pentru asta vom avea nevoie să furăm ceva de pe motocicletă. Ia să vedem. Vom avea nevoie să furăm acest băț cu totul și o să încercăm să improvizăm ceva acolo la fața locului, un suport, ceva de genul, pentru a ne filma de sus. O vom scoate la ture, dar deocamdată încă e iarnă, așa că ne axăm pe sporturi de iarnă, ski, snowboard, monociclu prin zone fără zăpadă. Plec spre Poiana Brașov, drum bun. Eu sunt oltean și acolo de unde sunt eu, este o vorbă care zice așa: mă trezi în viu nopții și ajunsei la stâlpul porții, numai că eu locuiesc în Prahova și aici se potrivește foarte bine proverbul: cine se trezește de dimineața, departe ajunge. Și iată că la ora 8 puteam fi primul la coadă, însă toaleta se deschide la 8:45. Așa că am pierdut un pic rândul. Sunt 10 persoane în fața mea, dar măcar începem foarte, foarte de dimineață. Mai aștept o jumătate de oră la coadă și măcar voi fi în a doua gondolă pe ziua de azi. 27 de minute înainte de ora 8. Coada de 250 de metri e pregătită, dar e plină de gheață. Ar trebui un pic administrat aici. Ori adusă puțină zăpadă, ori aruncată puțină sare. Un peisaj superb și foarte senin astăzi la Poiana Brașov. Hai, Doamne ajută, să avem o zi bună! Thank you.
Așa trebuie, să fie gol. O jumătate de oră. Nu știu cât a fost, da, o oră, două ore, eu mă dau în general bine primele două ore. Da? Da. Păi dacă mă dau două ore, termin punctele și am plecat acasă. A, păi trebuie să fac puncte. Păi, din cauza aglomerației, am venit cu placa. Și cu placa să mai începe tot. Nu, chiar dacă ești începător. O oră, oricum ar fi ea, și dacă e pe 20 de ore, și dacă e pe 4 ore sau pe zi, sau da, pe mai multe zile, aia e și mai smechelă, costă între 33 și 38 de lei ora. O gondolă costă 36 de lei. Da. Și atunci, eu într-o oră mă dau 6 telescaune și o gondolă. Păi da, dar asta dimineața. Asta dimineața, dar oricum ar fi, tu tot te dai o gondolă și un telescaun, cel puțin. Că da, urci, da, tot e un telescaun. Corect. Și atunci tot... Că gondola e cea mai scumpă, dar... Păi tu dai deja 36 de lei pe gondolă, corect, doar. Corect, singură urcare. Corect, corect, așa e. Așa e. Da? E prima dată când iau puncte, am luat astea pentru că am venit cu placa și am făcut două sau trei coborâri într-o zi. Și atunci oarecum ni s-a părut mai bine că venim de mai multe zile. Am venit de două ori cu placa și acum am zis hai să eu termin punctele. Eu îți recomand cardul ăsta de 20 de ore. Deci există un card de 20 de ore, fiecare oră e separat. Nu ți-a plăcut, ai plecat acasă. Tare, da, e ploaie, nu știu ce, e aglomerație, ai plecat acasă. Și cât? Și fiecare e 33 de lei ora. 20 de ore, 660 de lei. Păi era mult mai bine așa. E cel mai bun. Cum mi ajunge tot sezonul. Dar n-am știut. Mie mi-ajunge tot sezonul. Eu am dat 660 de lei odată și mi-ajunge tot sezonul. Am dat 500 de lei pe asta. Ce naiba? Pe de 3 ori. Da, da, cum să nu? Păi e mult mai bine. Și cum încercați cât de cât să vă cronometrați, da, cât de cât, dacă vrei să-ți bați capul, dacă nu, dar tot bine. Bine, îți bați capul. La cât m-am urcat? Tu la involuntar, tu câștigi 20 de minute, 10 minute. Involuntar. Dacă te duci la ultima tură când vezi că nu mai prinzi la telescaun, te duci jos apoi. Și stai la coada de jos și începe pe ora la și 40, nu-ți mai începe la și 5 și 6 când ai trebuit. Am înțeles. Fiecare oră e independentă. Ok. Este mai mult decât extraordinar. Deci, am înțeles, de asta ziceați că dacă îți bați capul. Deci dacă încep la și un minut și mă dau 55 de minute, după aia pot să iau pauză 2 ore și mie mi-a luat doar o oră. Da, doar o oră. Ce tare. N-am știut. De-aia se merge tot sezonul. Eu cu 2 ore acum stau până la 12 și ceva. Înțelegi? Mă opresc dacă vreau la cabană. Da. Apoi mai încep altă oră la 1 și stau până la 2, gen. Da? Și cu 3 ore eu m-am dat cu 100 de lei. Eu m-am dat cum te dai toată toată ziua, că după 2 deja e păi, tot ce eu consum acum de 250 de lei, că mai am jumătate de cartelă. Aia spus. Da. Foarte tare, n-am știut. Tu ți-ai luat cartelă de 240 de puncte. În principiu luam... Aia ești la 3,7 de lei... Nu, am luat de 120 de puncte, nu de 240. De 120. Aia de 120... Da, eu o termin într-o zi, spun eu. Eu dacă am o zi... Și eu cu schiurile. Eu cu schiurile nu mi-ajunge într-o zi. Mi-ajunge că eu fac calculul la cât mă costă coborârea. De-aia, în principiu, iau... Schipas ca să-mi pice sub 10 lei urcare. Deci ăla cu puncte e cel care nu s-a mai dat niciodată cu schiul. Da. Deci atât, dar aici în Poiană. Aici în Poiană, ăla cu schiul care și-a puncte înseamnă că ori nu știe matematică. Eu știu că nu e bine pe puncte, dar v-am zis, noi am luat cu un prieten și am zis, bă, ce facem? Că era super aglomerat și am zis, bă, hai să luăm puncte, că de banii ăștia mai venim cel puțin o dată. Și da, dar n-a făcut niciun calcul. E un site chiar al lor de la control. Nu, să știți că din punctul ăsta de vedere ne-a ieșit așa. Deci am dat 500 de lei amândoi, 250 de căciulă și am venit fiecare de 3 ori. Da. Și atunci e un pic bine. Când e aglomerat, deci de vreo 6 ori am venit la schi. O persoană, da? O persoană, da. De 6 ori în 500 de lei. E ok. E ok. Da. Nu am pierdut Eu am dat 660 de lei și vin de 8 ori. Gen. Și mă dau cam jumătate, adică maxim până la ora 2. Dacă știam de treaba asta, când am fost de Revelion, îmi luam și eu de asta. Da, merge. Dacă vine 8-9 ori la schi, merge asta. Da, clar. Dar merge și așa, 600 de lei. Da. Păi eu am dat, cred că 800 de lei numai în Poiană anul ăsta. Deci, mulțumesc de smart. Zi frumoasă.
Cred că a fost sub un minut coborârea asta. E super tare. Da, m-am dat un pic tare ca să mă dezmorțesc. Nu mi-au intrat mișcările deloc, da? Vezi, mă ajute, dai de aici, nu ai niciun rost cu... De obicei fac toate calculele posibile. E un site al lor care îți recomandă ei, și de la vândură. Și acolo te explică clar câte costă... Câte costă fără. Și da, dacă tu faci, adică cu varianta de care cea mai scumpă de punct aia de 240, costă 3,7 lei punctul. Da, da. Cu varianta cea mai mică de puncte, costă 6 lei. Dar oare există asta cu ore peste tot? Că în principiu eu iau daily. Mă da, duc, dar da, mă dau daily full, adică eu la fără și la fără 25 sunt la coadă. Deci stăteam în București, veneam și mă duceam o zi întreagă. Și păi da, eu stau la Ploiești. Da. Am băgat un sandwich la OMV. Vin bine, nu prea vin orice, în Poiană, sincer. Orice, dar am venit pentru punct e bun. Orice, dar nu mă punct e bun. Și la da. Daily e foarte bun. Nu știu la daily cât e, dar la 4 la ore. La daily, care... în funcție de cât de mult te bagi, cu atât ești mai ieftin. Da. Eu așa calculez. Eu îmi calculez, băi, cât am, da, 200 de lei. Ok, hai să facem în așa fel încât să-mi pice sub 5 lei urcare. Îți dau eu un... Sub 5 lei urcare e greu să se dea. Sub 5 lei. Păi trebuie să dai cât? De 40 de ori, nu? Da, am înțeles. Dar uite cum... Mă fac eu calculul aici. Eu într-o oră mă dau acum o gondolă și 6 telescaune prima oră. Da. Da? Asta vine 6 puncte urcare la 3 gondolă cu 4 ori 4, 16. 6 cu 16, nu cu 4 ori 4, cu 6 ori 4, 24, vin 30 de puncte. Da. Dacă iau o cartelă de 30 de puncte, mă costă 170 de lei. Da, da, da. Și pe mine mă costă 33 de lei. Corect. Ora aia. Corect, corect. Deci de 5 ori, de 6 ori. Da, mai puțin. Deci da, e, da, clar, clar. E... Și eu mă dau cu 100 de lei, am spus, într-o zi, 3 ore de câte 33 și stau până la ora 2. Da. Și... Nu, clar e. Vin și dau o grămadă de bani pe timpul ăla. Clar e, mult mai bine, ce naiba. Deci nu, n-am... niciodată n-am luat așa. Da, asta merită pentru brașoveni, care știu că pot să vină vest. Bine, des, de 10 ori, de 10 ori pe an, dar să vrei să te duci în același loc, aia e velea, eu de-aia nu prea cumpăr așa. Că mie îmi place să mă duc o dată peste tot, o dată pe Transalpina, o dată la Straja, o dată la Rânca, deși la Rânca nu-mi place, că e mică, dar să trec pe acolo. Mie îmi place aici, că e singura care are negre. Pe negre nu se bagă începători, eu am o roare de începători care se accidentează și când văd că salvarea vine pe partea asta, pe drumul rusu, pe... Da, da. Vine salvarea mereu, pentru că sunt mulți, mai ales acum cu poliile astea, se întâmplă. Da, nu vin pe aici și mai ales că drumul ăla îngust acolo, cum e, drumul roșu, cum e ce acolo? Da, drumul roșu, da. Chiar acum 200 a venit fiinul meu cu copilul și a rupt piciorul, are piciorul înghiț de jos până aici. A intrat una în el. A, deci nici măcar vina lui. Măcar vina lui, nu, el s-a oprit să-l ajute pe frate și a venit una și a intrat în el. Da, nu știu, eu aș face ceva cu treaba asta cu începătorii, adică până n-a ajuns la un anumit nivel, nu prea ai ce căuta. Păle, domne, pârtie de, nu știu, 800 de metri, 1 km, au suficient spațiu să facă o pârtie numai pentru începători. Eu am 3 copii și vin cu ei numai pe negre să dau. Nu, păi da, au învățat, ce treabă are? Au învățat, și, da. Poate să aibă și 3 ani dacă știu să se dea. Dar i-am, oricum i-am forțat și de la început. I-am băgat la cursuri și i-am dus într-o tabără și apoi i-am luat numai pe negre, adică n-am mai stat să... De la ce vârstă ați început cu ei? Cu cea mare avea, cred că, 7-8 ani. Da. Și cu cea mică i-a început de la 4 ani, că de dacă veneam cu ceilalți, i-a început de la 4 ani. Da, da. 4 ani jumate de casa când a venit prima oară. Dar apoi i-am venit aici, am luat instructor gen. O fiu mea mare dea patine și... Adică... Făcea... Și s-a... I-a zis să stă, a adus aici sus un potovar după primele ture și a zis, nu, n-am ce să-mi pot, că ea se descurcă da. Foarte bine.
Și ea... Deci cam la ce vârstă? La 7? Bă, la 7-8 ani, e important că e copilul să vrea el. Nu prea îmi plac instructorii de aici, sincer. Da, nu îmi plac deloc. Am venit unul bun, atunci mi-a plăcut de el. Copiii au venit râzând acolo foarte bucuros și de asta, mă rog. Și apoi am dus în tabără. Tabără, acolo în bată. Am înțeles. Thank you.
Da? Uite muntele, uite muntele Scau. Da. Puneți-o pe cine se duce. Da, un scântor, așa puneți-o, da? Hai, da. Bine, te-am în 10 timp pe mâine, dacă coborâm, da? Faci mie o poză să se prindă dracovenia asta. Da. Numai să vadă urmăritorii cât mă chinu, știi? Da. Că e de muncă, frate, nu e așa. Se vede toată? Da. N-am nici 1000 de abonați. Și una în care nu mă uit. Mersi mult de tot. Mersi. Pentru tura asta am inventat o drăcovenie de băți. Practic n-am inventat-o, am creat o drăcovenie de băți cu care mă pot vedea cum mă vede Dumnezeu. Mic și negru.
asta e coada de la Roia. Deci nu vă puteți închipui cât de greu este să ții camera asta în mână. E aproape imposibil, deci e mega grea. Am dat câteva ture cu Tibi, un domn extraordinar. Ah. Cred că este ora 10:30 și cam asta e pe ziua de azi. Poiana Brașov este foarte, 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 foarte mega aglomerat. Cu accent pe mega. Sincer, nu știu dacă mă mai pot da o tură ținând camera în mână, pentru că mă rupe, pur și simplu mă rupe. Nu pot să țin. E aproape imposibil de ținut. E chiar liniștitor. De ce să mă duc în aglomerația cealaltă când aici totul merge atât de bine? Peisajul e frumos. Bine. Mai mult aici, în stânga, e frumos. În dreapta încercăm să nu ne uităm, ar fi fost frumos dacă ningea. Și dacă era zăpadă în copaci. Da, așa,
ne uităm aici mai mult către soare și către pârtii. Și de preferat să nu coborâm pe aici. Să coborâm mai pe mijloc, mai pe partea cealaltă un pic. I'm free. It's okay? It's okay. I'm free. I'm free. Okay. I'm free. Okay. Sănătate și... Și dumneavoastră. Ei, domnule. Sănătate, domnule. Domnule. Doamnește, o zi bună. Doamne! Băi, nu vă mai certați! Gata, ești ok? Așa!
Sunteți în tabără, în ceva? Nu, suntem în vacanță cu părinții. Ah, cașcă mare, nu? Dar suntem foarte mulți frate. Suntem mai multe familii, dar cu mulți frate. Vai, Petrule, de ce Dimitrie nu e cu voi? Aveți 13-14 ani? Aproape 17. Ah, da? Da. Ah, scuze, băi nu, dar nu e nicio rușine, numai că zilele trecute făceam niște clipuri, că eu am un canal de YouTube, și mă întâlneam cu copii și le dădeam mereu 16 ani, 15, 16 ani, și ei îmi ziceau, bine, dar erau băieți. Și ziceau, cum, că avem 12, 13, zic, nu mai știu cum să vă iau. Dacă zic că sunteți mari, sunteți mici, dacă zic că sunteți mici, sunteți mari. Faceți și TikTok sau doar? Și TikTok, și YouTube, și tot. Și cum vă cheamă? Deci am pe TikTok, am Wheels Spinner, dacă e telefonul la tine, îți dau ăla. Și pe TikTok am și link-ul de YouTube. Și o să pun și filmare de astăzi. Că acum, chiar acum înregistrez, dar bine, nu știu ce să pun. Am înregistrat toată ziua. Mare lucru. Ce să pun, noroiul ăsta? Da, ajung la gondolă pe aici? Merge, nu? Mergea și pe următorul sau doar pe ăsta? Mergea și pe următorul sau doar pe ăsta? Numai pe aici, nu? Am înțeles. Și oare e zăpada bună până jos? Sau? Da, să nu fie pietre. Sănătate, zi bună! Sunt amărât, sunt vai de viața mea, ce să mă fac? Sunt la gondolă pe aici, nu?
Ia uite cum e Poiana Brașov, uscată complet. Zăpadă doar pe pârtie, aglomerație ca la nebuni, toți copiii în vacanță. Este ora 11:50 de minute și eu am terminat pe ziua de astăzi. Mi-a ajuns. Deja a început să fie foarte aglomerat și nu mai are rost. Poate în altă zi, poate în altă stațiune, aici nu mai merge. Stai! Vino acum pe canalul meu de YouTube și abonează-te pentru a fi la curent cu videoclipurile pe care urmează să le postez în următoarele 2-3 săptămâni cu motocicleta. Haide!